pentru că reprezentativa de fotbal a Albaniei a pus ceva probleme atât Elveției cât și Franței în cele două partide susținute la Euro 2016 până acum, o parte a giurgiuvenilor cred că rezultatul partidei de duminică dintre Naționala Română și cea a albanezilor va fi mai degrabă tranșată în favoarea reprezentanților Tiranei. Astfel, giurgiuvenii lasă de înțeles că șansele României de a accede în fazele superioare ale turneului european din Franța par foarte mici. Cele mai multe dintre argumentele iubitorilor de fotbal din Giurgiu se bazează pe jocul mai degrabă nesatisfăcător al jucătorilor tricolori, dar, în opinia unora, șansele românilor sunt cotate și funcție de bani. Nici nu vreau să audă șanse. Nu merităm să ajungem acolo. Cum argumentați punctul noastră de vedere? Punctul meu de vedere îl argumentez în raport de bani. La mine vii cu teșcheleața plină, mergi acolo. N-ai teșcheleața, la revedere. Pa, să rămână. N-avem cine să-i coordoneze, n-are antrenor ca lumea, jucători buni care au fost, nu i-a băgat în teren. N-am avut mijloc cu terenul, coordonator de joc, n-am avut nimic. Vârf, autentic, Alibec l-a ținut pe pătușă, nu l-a băgat nici 5 minute. Ce să avem? Jucătorii sunt de o valoare modestă, se vede diferența față de celelalte echipe care au jucători care joacă în campionate puternice. Ai noștri sunt limitați și nu pun probleme. S-a văzut și în meciul cu Franța și în meciul cu Elveția și n-am speranțe nici de la meciul cu Albania. În opinia celor mai înverșunați dintre suporterii giurgiuveni, șansele românilor de a învinge Albania sunt nule. Noi trebuie să marcăm numai din penalti, altceva practic la noi nu există. Vreo șansă pentru meciul care îl avem duminică cu Albania? Am mai spus, șansele sunt zero. Altceva, vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile. Vreo șansă pentru meciul cu Albania de duminică? Nu cred. Nu știu. Un pronostic? 2-0 Albania. Speranța, chiar dacă se găsește în proporție mai mică în rândul giurgiuvenilor, ea există totuși. Nu a dispărut. Un pronostic pentru meciul cu Albania? Un 2-1. Cam așa, 2-1. Stăm cu dășii lungul. Pentru România.